Salut! Mă numesc Ioana Pavel, sunt mămică de doi copii și sunt psiholog. În momentul în care s-a născut primul meu copil, Cristina, am simțit că se naște un spirit nou pe lumea asta. Relația mea cu Dumnezeu s-a îmbunătățit vizibil pentru că mi-am dat seama că în relația aceasta trebuie să fie neapărat și o relație autentică cu un alt om. Ori eu nu știam să am o relație autentică cu un alt om. Fie reacționam foarte mult, fie eram nervoasă, furioasă, fie pur și simplu nu reușeam să mă conectez cu celălalt. Primul meu copil m-a învățat că pur și simplu cel mai mult iubește să fiu eu însă. Și mi-am dat seama că nu reușesc să fiu eu însă, pentru că aveam multe nevoi neîmplinite din copilărie, pentru că aveam multe emoții blocate într-un corp blocat, într-un corp crispat, într-un corp al unui copil care nu și-a dat voie să fie el însuși. Astfel că am lăsat acest mic copil să mă învețe, pur și simplu, cum să deblochez toată emoția aceea neconsumată, netrăită și pur și simplu să ajung la rănile mele cele mai profunde și să încep să le vindec. Mi-am dat seama ce are nevoie un copil cel mai mult. De mama lui vindecată, de mama lui autentică. Și că cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne conectăm cu ei și nu să-i controlăm. Am început să văd mai bine comportamentele celor din jur, să le urmăresc mai cu atenție pe mămicile din parc, dar și pe soțul meu și pe prietenii mei, cum se comportau cu copiii mei. Mi-am dat seama că ce mă enerva la ei și ce nu-mi plăcea deloc, făceam și eu. Așa am ajuns să înțeleg că Liz Bourbeau, autoarea rănilor emoționale și a măștilor egoului, are dreptate. Toți pacienții care au venit la acest psiholog în cabinet aveau câte o rană peste care puseseră o mască. Astfel că a luat naștere un curs, un curs și o școală. Cursul se numește rănile emoționale și măștile egoului și școala mamelor care trăiesc intenționat. Este primul webinar pe care îl fac pentru voi mamele, cele care vă doriți un alt fel de parenting, un parenting modern. Pur și simplu am aruncat toate cărțile tradiționale la gunoi și mi-am dat seama că toate sau că cele mai multe conferințe de parenting astăzi nu reușesc însă să demaște acest ego și să pun accent pe faptul că noi, ca mame, avem nevoie să ne educăm și că fără educația noastră, educația copilului nostru este aproape inutilă. Așa că, prin școala mamelor care trăiesc intenționat, pun accent pe conectare și nu pe control, pun accent pe intenție și acțiune și nu pe reacție, pun accent pe valori, valori asumate, pe un sine vindecat și nu pe moștenirea pe care am primit-o de la părinții noștri. Vino și tu în școala mamelor care trăiesc intenționat, apreciază-mi pagina și înscrie-te la webinariile pe care le pregătesc în fiecare sâmbătă de la 4 la 6. De asemenea, poți face coaching online cu mine, mai ales în perioada aceasta în care mai mult stai acasă și vrei să te conectezi cu cei din jurul tău. Învață să fii un părinte adevărat și începe cu tine, începe cu rănile tale, cu ego-ul tău, nu cu cei din jur sau cu copilul tău. Tu ești cea care are nevoie să ai o stare de bine mai mare, care are nevoie să se cunoască, să-și cunoască credințele negative și emoțiile blocate în corp. De aceea te invit să vizionezi această pagină, să îmi scrii pe școala mamelor care trăiesc @gmail.com, să-ți exprimi intenția de a participa la webinarii sau, dacă vrei, poți beneficia de produsul mamei, care e special pentru mămicile mai timide, care vor să scrie mai degrabă decât să vorbească sau doar să audieze
Și atunci îmi poți scrie un mail despre problema ta, nelămuririle tale și eu îți răspund în 24 de ore. Vino pe pagina Școala Mamelor Care Trăiesc Intenționat.